Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Pe acest episod o să vedeți că totul este random. Opa, și am văzut și un Enderman acolo. Ai, cum o trecut, băi. Deci o să vedeți cu toții că acest episod este unul mai special, așa, pentru că totul este absolut random. Și de ce zic asta, o să vedeți imediat în câteva secunde, dar până atunci să nu uitați să rupeți cu toții butonașul de subscribe, să apăsați și pe clopoțel acolo ca să primiți toate notificările și, foarte important, rupeți butonașul de like. Deci apăsați chiar acum pe butonașul de like! Forță! Și haideți acum să vă explic de ce este totul random. Pentru că, de exemplu, să vă dau un simplu exemplu. Mamă, ce de purcelu și ce de oițe pe aici, băi. Să zicem că avem copăcelul acesta. Bun, eu sparg acum copăcelul. Și, de exemplu, iau un lemn. Bun, dacă am un lemn din ăsta, ar trebui să pot să fac mai multe lemne dintr-un singur lemn. Însă, dacă pun aici în inventar lemnul, ghișe, îmi dă un foc de tabără. Deci, hai că este totul ok, nu? Bă, nu este absolut deloc ok. O să pun și focul aici să vedeți. Deci, totul este random. Dacă combini chestii, îți dau alte chestii față de ceea ce ar trebui să primești în mod normal. Bun, acum să vedem, de exemplu, dacă strâng mai multe lemne din astea, cum ar fi 4, să vedem ce aș primi. Că sunt tare curios, deci am deja 2 lemne, 3 și al 4-lea, ia să văd, bun, deci am acum 4 lemne și dacă le pun aici să văd ce mi-ar putea da. Ok, ok, deci din 4 lemne primesc chestia asta, white terracotta, what? Ceva teracotă albă. Hai că da, bă. Hai că... Aolo, că Enderman aici trebuie să fug hudinașilor. Că e în spatele meu nebunul. Și ia să vedem dacă iau, de exemplu, bostanul ăsta. Hai să iau mai mulți bostani. Sunt curios ce aș putea să primesc dacă pun bostani ăștia. Ia să văd. Bă, dacă pui bostan, primești lemn. Nice. Deci, băi, lemnul ăsta trebuia să-l primesc eu dacă puneam lemnele celelalte, din care îmi dădea cu totul altceva. Ok, bun. Deci din bostan primești lemn. Nice. Și din mai mulți bostani, a, nu poți. Dar primești o singură bucată de lemn. Deci e destul de complicat, bă. Ia să vedem, mai sunt bostane pe aici? Nu mai văd. Ha, o, și uite și o floare. Stai așa să vedem. Din floarea asta ce naiba îmi dă? Că sunt curios. Deci am o floare și dacă pun o floare, primesc tot teracotă de asta, bă? Am deja 2 bucăți de teracotă? Hai să strângem teracotă, barosane. Pui floare, îți dă teracotă. Să mor dacă am mai văzut așa ceva. Ia să vedem dacă pun 2, nu merge. Ok, bun, pot să pun 2 una peste alta, da. Și îmi dă tot așa 2, nice, bun. Ok, deci am strâns 4 teracote până acum. Vreau să văd ce reușesc să strâng până la finalul episodului. Și cu semințele astea, na, nu merge cu semințele, din păcate. Ok, deci am 3 bucăți de lemn și 4 teracote momentan. 5 teracote, pardon, stai să mai iau teracotă. What? M-am auzit ceva pe aici, bă. Părea ca un monstru ceva, what? În fine, bun. Deci din lemnul ăsta alb primești teracotă. Hai să vedem din lemnul din ăsta altă, de culoarea asta mai maronie, așa că sunt curios ce ar putea să-mi dea din lemnul ăsta. Dacă pun o bucată de lemn, primesc carpetă albă, băi! Deci dacă pun o bucată de lemn din ăsta mai maroniu, primesc o carpetă albă. Ok, ok. Sincer, de carpetă albă nu prea am nevoie în momentul de față, așa că vreau să... mai strâng mai mult lemn din ăsta să văd ce mi-ar putea da dacă combin 4 bucăți. Chiar sunt curios. 3 și încă una, hai să vedem. 4. Bun, am 5 de fapt, opa. Și hai să le pun acum să văd ce mi-ar da dacă pun 4 bucăți. Băi, tot un fel de lemn, doar că nu-i lemn din ăsta. Ăstea sunt plank-uri și ăsta e lemn normal. Deci, băi, măcar din lemnul ăsta mi-a dat tot un lemn. Bine, dacă am pus mai multe bucăți de lemn, că dacă nu, ați văzut și voi că am primit o carpetă albă. Ok, hai să mai caut, că sunt curios. Ăsta o fi alt fel de lemn, oare? Mai aveam o bucată, oare? Mai am o bucată. Hai să pun aici să văd dacă este alt fel de lemn. Dacă mi se strânge 2, nu. E tot lemn din ăla.
Ok. A, uite aici, bă, niște floricele din astea, băi. Movalia și aia, să văd. Dacă pun o floare mov, ce-mi dă, că sunt curios. O scară, pe bune? Băi, deci pui o floare mov și-ți dă o scară. What? Doamne ferește, hai să strângem niște scări și noi, hudinașilor. Hai să strângem și noi niște scări, dacă e. Doamne ferește, ia uitați-vă aici. Cum vin scările. Am făcut și eu 5 scări în total. Hai că îmi fac de o casă, dacă e. Oh, ia uite aici, băi, o floricică nouă. Una roșie. Bang. Și ce mi-ar putea da oare din floricica asta roșie și din asta albă? Hai să văd, că-s curios. Sincer să fiu, chiar sunt curios. Dau pe ăsta. Guard, băi, mi-a dat guard din cobble. What? Doamne ferește. Și asta tot scărița îmi dă. Doar că este scăriță din lemn. Asta este de piatră. Asta e din cobble. Și asta e din lemn. Ok. Bun, hai să mai căutăm chestii. Băi, chiar e interesant modul ăsta. Oare dau și de alți copăcei? Oh, uite aici, băi, raiul florilor. Acum pot să încerc toate florile din lume să văd ce mi-ar putea da. Ia să vedem, uite, o floricică din asta. Din asta am mai luat, parcă. Uite, din asta, pop-top. Din asta am luat, nu? Hai să o iau totuși ca să fie. Roz am luat. Am luat, aveam roz. Bun, din asta albă e aceeași, da, e aceeași. Bun, am și din asta. Uite aici una portocalie. Așa, bun. Ia uite, bă, și din astea alte, bă. Hop, top, gata, am luat și din asta. Și cred că am luat din toate speciile de flori, ca să zic așa. Hai, ba nu, bă, am mai văzut ceva acolo, ia stai așa. Stai așa că mai este floarea asta mai dubioasă. Asta așa, bun, și așa că e diferită asta la altă. A, nu, e la fel. Ok, și asta e la fel. Cu asta altă, bun. Nice. Bun, deci acum ar trebui să am din toate felurile de flori. Și hai să vedem dacă combin așa câte o floare să văd ce îmi dă. Ia uite, op. Bă, diamante, bă! Diamante, doamne ferește! Deci din florile astea, din care... Oh, din astea stă tot lemn. Foarte nice. Dar din care mi-a dat diamante, bă? Din asta îmi dă cașchetă. Am și eu o cașchetă. Doamne ferește, deci am primit diamant, bă. Asta trebuie să mi-o pun pe mine. Nice, din asta am pus. Asta e cu cașcheta. Ok, asta. Asta îmi dă esență din asta portocalie. Da, nu știu dacă îmi trebuie. Asta l-altă. Asta e cu scărița. Ok, asta roșie. Teracota, asta era cu teracota. Și asta albă, ia să văd. Oh, sabie de diamant! Mama mia, hudinașilor! Deci nu vine să cred, bă, ia uitați-vă. Deci din florile astea albe primești sabie de diamant. Pe bune. Pe bune, mi-am făcut și eu două săbiuțe. Dar care era, bă, că nu mai știu oare. Taca, care era oare? Asta cu diamantul. Asta era oare? Ia stai să vedem. A, nu, că astea erau cu șăpcălia asta. Asta să mi-o pun pe mine, gata. Astea și aia erau oare? Stai, mă, că nu mai știu, mă. Op, astea, bă, mamă, hai să strâng o grămadă de diamante. Hudinașilor, sunt laculeți de diamante. Așa că, ia uitați-vă cum culeg eu diamantele. Băi, cât de șmecher, băi. Deci floarea asta mob îți dă diamante. Hai să fac un stack de diamante, să am și acolo 64 de diamante. Oare reușesc să strâng 64 de floricele din astea? Am 11 deja. Uite, iepurele, băi, salutare, domnule iepure. Unde fugi, domnule iepure? Mai am, băi, floricele de astea ca să iau și eu niște diamante? Sau sal? Numai 11, pe bune. Pe bune, băi, doar 11. Poate mai sunt pe aici, pe după colț, pe undeva. Pe aici, pe jos, oare? Oh, da, stai, că am văzut pe aici. Uite, încă un diamant, ăla-i. Bă, ce tare mi se pare, bă. Hai că-s curios câte reușesc să strâng. Ia să vedem. Țac. Am deja 16, 17. Mai sunt pe aici. Ia uite aici sus. Opa. Țac, țac. Fac și eu un stack oare. Țac, țac.
Bă, ia uite cum vin diamantele. Asta e o altă floare nouă, cred. Ia să văd ce-mi dă asta. Bă, asta îmi dă cașchetă mai bună. Gata, am luat-o. O nouă cașchetă. Stai să pun cașcheta asta la altă mai bună. Așa, bă. Așa, bă. Acum ai altă treabă. Bun. Și uite aici diamantele. Uite aici diamantele. Uite aici diamantele. Opa. Așa, nice. Astea alte cașchete. Nu mai am, bă, uite-le aici, bă, uite-le aici pe Movali. 25. 27. Mamă, gata, băi, hodinașilor, că am strâns prea multe deja. Hai să facem atâtea câte sunt. Și strângem aici, ia uite, bă, ia uite cum vin diamantele. Deci nu-mi vine să cred că o floare din asta îți dă un diamant, bă. Ia uitați-vă, mai pun încă una. Doamne ferește. Deci o floare din asta, hopa, o floare din asta îți dă un diamant. Cum naiba să te gândești la așa ceva? Doamne ferește. Punem aici să avem 30 și avem acum sumă fixă de diamante. Bun. Ce mai trebuie să mai caut eu? Oare care îmi dădeau astea? Îmi dădeau lemne? Da, bă, astea îți dădeau lemnele. Forță. Și ia să vedem, de exemplu, pot să fac acum un crafting table? Sau ceva de genul ăsta. Da, bă, deci crafting table-ul merge. Nice. Și ia să văd acum dacă îl pun pe aici, pe undeva. Pot să mai cresc chestii? De exemplu, să zicem, vreau să fac niște sticuri. Dar nu mai știu cum făceam sticurile. Cum naiba făceam? Oare puneam din astea? Puneam două din astea. A, uite, sticuri, bă. Nice. Deci sticurile merg încă. Făcute. Ok. Și de exemplu pot să combin sticuri aici în mână, că nu mai știu. Să pun de exemplu așa, să pun 4 sticuri să văd ce-mi dă. Nu îmi dă, bă, nu merge. Dar măcar am putut să combin sticuri. Eu uite, bă, pot să fac și... Doamne! Deci fac târnacop, what? Fac târnacop din piatră cu 2 diamante și 4 sticuri. Asta n-o cred, bă. Din ăsta târnacop din piatră? Pe bune? Cu diamante? Cum naiba se poate așa ceva? Și ca să-mi fac... Îmi fac pantaloni din iron? Doamne ferește! Din diamante îmi fac pantaloni de iron? Pe bune, bă? What? Cum e posibil asta, hodinașilor? Cum e posibil asta? Vreau să știu. Tu te bă de aici, bă! Doamne, că mă omoară zombala ăsta. Stați așa că îmi pun eu sabia. Vino aici, nebunule. A, s-a dus, s-a murit. Doamne, eu eram aici pe treabă, bă. Și asta o fac, asta o fac din flori. Am înțeles, ok. Și astea tot din diamant. Bannerul tot din diamant. Mamă, câte pot să fac din diamant. Până și torță pot să fac din diamant. Lanternă. Doamne, toate prostiile le pot face din diamant. Dintr-un furnal? Dintr-un furnal? Doamne. Nu știu dacă așa era rețeta, dar nu prea cred. Hai să-mi iau asta înapoi. Așa, bun, să mă tir de aici. Vreau să mai caut chestii. Din astea... A, stai să văd, bă, dacă de exemplu minez cu târnacopul ăsta. Da, să caut ceva de minat. Ce faci, băi, ce faci, băi, ăsta, iepure? Bun, hai să caut ceva de minat. Să mă duc pe aici, oare? Hai, bă, să mă duc aici, la vale, așa puțin. Să vedem dacă dau de ceva pe aici. A, uite aici, gata. Ia uite, bă, am dat și de iron, bă, nice. Nice. Hai să vedem ce putem să facem din iron. Dacă merge să facem ceva. Și din cobalt, ia să văd, de exemplu, am 6 bucăți de cobalt, dacă le pun așa, opa, astea nu merg, bă, numai, cred că merg doar pe crafting table, o să văd imediat și astea de iron, dacă pun, ia să vedem, nu merge, n-am nicio șansă, hai să mai iau niște cobalt, să vedem care-i treaba, și o să mă duc cumva, uite, așa cu 2 bucăți. Exact, ca să pot să și strâng niște cobal. Cum ar fi să găsesc acum niște diamante, băi? Dar gen, nu diamante flori.
Diamante, diamante, ar fi ceva, zic eu. Mamă, șmecherie, bă, șmecherie, șmecherie. Ok, acesta e cobalt. Nice. Uite că am dat de o floare înăuntru. Pe bune. Hai să iau și niște... nu, niște cobalt, pardon, niște coal. Hai să iau și niște coal, să vedem ce putem să facem cu el. Chiar-s curios. Țac, țac. Ia uite aici. Ia uite aici, bă, cum vine căulul. Cum vine căulul la băiatul. Bun, și cam atâta. Nu cred că am nevoie de mai mult. Asta nu-mi trebuie, nu? Nu-mi trebuie. Bun, și hai să mă urc acum înapoi. Stai să folosim niște cobol. Îl punem aici așa. Bun, și hai să ne urcăm înapoi. Țac, 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 țac. Hai, du-mă sus, du-mă sus. Gata, bă, că spargem și aici, bă. Stai și ia, bă, că facem, uite, aici lumina, mă. Așa, bun. Țac, țac, am consumat tot cobalul să moară tanțetirii, dacă nu. Bine, de fapt, puteam să încerc și acolo, dar mi-era să nu cumva să vină vreun creeper sau cine știe, vreun zombie. Și să vedem, de exemplu, dacă pun cobalul ăsta. A, uite, îmi dă cobalul din ăsta, ok. Și dacă mai pun. Îmi dă scăriță. Nice. Ok. Deci cred că funcționează bine cobalul. Nu știu exact ce îmi dădea pentru că nu știu rețetele astea pe de rost. Dar pare ok. Pare în regulă. Cu căulul nu poți să faci nimica. Nice. Ah, dar uite bă. Stai că mi-a dat acum mai multe aici. Oh, nice. Ia uite. Din cobalt și... Din stick-uri faci săgeata. Asta pare în regulă, nu pare nimic dubios. Sincer să fiu. O ușă, ia să văd. O ușă, mamă, jungle door din cobble. Asta cu siguranță nu-i bună. Adică gen îmi dă altceva față de ce ar trebui să-mi dea. Pot să fac și teracotă. Mamă, teracotă din asta, din stick-uri și cobble. Asta nu știu, sincer chiar nu știu dacă sunt ok. Da, uite, de exemplu, din asta... Geam din diamante? Asta e dubios. Cred eu. Ia uite, white carpet din lemn din asta. Asta știam deja. Să vedem dacă mai pot să mai fac ceva. Ia uite, barca. Barca din cobalt. Cu siguranță nu ar trebui să faci o barcă din cobalt. Să vedem ce mai avem. Asta e stand. Nice. Torță. A, uite că poți să faci torță și din coal și stick. Ok, asta cred că așa puteam să o fac, nu? Și înainte. Sau nu mai știu exact cum se făcea, dar cred că din coal și stick, da. Dar puteam să fac înainte torță. Aba noastră, redstone-ul. Asta o faci din diamond și stick-uri. Ok, am înțeles. Eu să vedem ăsta. Asta e ceva cerneală, sac de cerneală sau ceva, nu știu. Ok, bannerele. Nice, bă, deci este foarte, foarte dubios. Ați văzut și voi, hudinaștilor. Poți face o grămadă de chestii, doar că e mai greu decât pe Minecraft-ul normal, pentru că habar nu ai fiecare chestie ce îți dă dacă o combini. Băi, ar fi interesantă până la urmă și o serie aceea să fac mai multe episoade în care trebuie să mă chinui să supraviețuiesc așa în felul acesta. Dacă vă place această idee, hudinașilor, să-mi scrieți acolo în comentarii și cu siguranță o să mai fac și alte episoade. Mamma mia, interesant, interesant aș putea să zic, cine știe. Sunt o multitudine de chestii pe care le poți combina și să-ți dea chestii, alte chestii dubioase. Așa că să uitați acolo de un like, un share și un subscribe. Acesta a fost un mini tutorial, așa ca să zic, la ceea ce poți să faci cu modul acesta. Mie mi se pare super interesant. Dacă vreți o serie, să-mi scrieți acolo în comentarii. Și de asemenea să nu uitați de un like, un share și un subscribe. Un follow pe Instagram, hudini.insta. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!